Dragii noștri, este deja decembrie și ne pregătim de sărbătorile de iarnă. Ne gândim la cadourile pe care vrem să le facem celor dragi și cu ce bunătăți să ne întâmpinăm musafirii în perioada care urmează. Și, bineînțeles, ne gândim înainte de toate ce cadouri să le facem celor mici de Moș Nicolae, pentru că știm cât de bucuroși sunt să descopere, în ghetuțe, surprize dulci și sănătoase. Și de ce nu am alege atunci dulciurile sănătoase și delicioase de la Apidava, brandul mult iubit din inima Transilvaniei. Putem alege miere în formă de ursuleț, bomboane cu miere, caramele cu miere sau turtă dulce cu miere. Toate sunt dulciuri sănătoase care ne reamintesc de gustul copilăriei. Știm cu toții că noaptea de 15-6 decembrie copiii își lustruiesc ghetuțele și le așează lângă ușă sau pe pervazul ferestrelor în așteptarea Sfântului Nicolae, care are o tolbă mare cu cadouri, nu numai pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Dacă în ghetuțe copiii vor găsi dimineața o nuielușă, e semn că trebuie să fie ceva mai cuminți în anul care urmează. Dar dacă găsesc dulciuri, înseamnă că sunt recompensați pentru faptele lor bune. Și merită și noi în această perioadă să-l ajutăm pe Moș Nicolae, care are foarte multă treabă în această perioadă, și să alegem și noi niște cadouri dulci și sănătoase pentru cei mici, nu-i așa? Dar nu trebuie să uităm nici pe cei care își serbează onomastica de ziua Sfântului Nicolae. Noi le spunem la mulți ani cu sănătate și cu bucurii tuturor celor care poartă numele de Nicolae, de Nicu, de Niculin sau, mai modernul, Nicoleta. Toate sunt nume foarte des întâlnite pentru că Sfântul Nicolae este un sfânt foarte mare și foarte îndrăgit și sunt nume foarte puternice, pentru că, etimologic vorbind, Nicolae provine de la numele grecesc Nicolaios, a cărui prim element este Nic, care vine de la verbul Nikos, care înseamnă a învinge, și de la Nike, care înseamnă victorie. Popularitatea de care s-a bucurat Nicolaios la greci se explică prin înrudirea cu numele zeiței Victoria, Nike. În plus, Nicador sau Nikevdros, de la care provine românescul Nikifor, erau supranume ale lui Zeus. A doua parte a lui Nicolaios provine de la Laos, care înseamnă popor. Iată de ce acest nume, etimologic vorbind, este foarte puternic și foarte îndrăgit. El este prezent și în onomastica românilor, dar la noi apare și sub numele de sân nicoară, iar etimologii spun că această formă de sân nicoară provine pe filieră latină, de la Sanctus Nicolaus. Noi le spunem tuturor celor care poartă numele Sfântului Nicolae la mulți ani cu sănătate și cu bucurii, să le fie viața dulce ca mierea Apidava și vă dorim tuturor sărbători cu pace și cu liniște. Cum este o perioadă în care suntem tare dornici să primim musafiri și vrem să ne pregătim ca atare pentru vizitele lor și cum este tare frig afară, bineînțeles, pe lângă cozonaci, prăjituri și alte bunătăți, îi vom invita și la un ceai cu miere, care numai bine va încălzi și va însoți poveștile pe care le vom depăna împreună. Pentru aceasta, vă sugerăm să alegeți pliculețele cu miere Apidava Roa Florilor, numai bune pentru a îndulci o cană cu ceai sau cu cafea. Așa că vă invităm și la tradiționalul nostru concurs, la care puteți câștiga 5 cutii pline cu pliculețe de miere Roa Florilor de la Apidava. Iată ce trebuie să faceți ca să participați la concursul nostru. La prezenta emisiune online din Cetatea Albinelor Apidava, vă invităm să inserați un comentariu cu textul Cadouri dulci de la Apidava de Moș Nicolae și peste 3 zile de la prezenta postare vom extrage la sorți cei 5 câștigători. Fiecare va primi câte o cutie cu pliculețe cu miere Roa Florilor de la Apidava. Noi vă mulțumim tare mult și vă așteptăm în continuare alături de noi la seria de emisiuni din Cetatea Albinelor Apidava.